Rămânem la pasajul pe care fratele Sami l-a citit din Marcu, capitolul 14, un pasaj care evocă evenimentul cinei Domnului instituit de Mântuitorul Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut. Adevărul este că una dintre temele cel mai constant prezentate în biserică, adică lunar, este tema despre cina Domnului. Subiectul acesta nu are niciun secret pentru noi. Dar întotdeauna când ne împărtășim, ne aducem aminte de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Pentru că El este Mântuitorul nostru. El este Domnul nostru. Ne închinăm înaintea Lui și căutăm fața Lui. Încercăm să pătrundem mai bine taina aceasta a cinei Domnului. Și căutăm să pricepem care este voia Lui Dumnezeu cu privire la noi. Sigur, am ascultat atâtea predici, am citit personal pasajele acestea și înțelegem în mare faptul că cina Domnului este un eveniment care ne amintește de Domnul Iisus Hristos. În timpul cinei Domnului ne gândim la El, îl pomenim pe El. Însă, lucrurile asupra cărora ne concentrăm mai mult, ele devin mai aproape de sufletul nostru. Gândiți-vă doar la ceea ce am făcut toată viața în fiecare zi. Cât de bine am ajuns să-L facem. Dar gândiți-vă la lucrurile care le-am făcut odată sau de două ori în viață. Dacă ne apucăm să le mai facem încă o dată, avem nevoie de timp să ne reobișnuim. De aceea, în dimineața asta, aș vrea să spun o predică mai scurtă pe care am numit-o adevăruri puse în evidență la cina Domnului. Adică astăzi la cina Domnului anumite adevăruri vor fi puse în evidență. Ele sunt mai în spate de obicei, dar astăzi pentru că onorăm pe Domnul prin ascultare de împărtășire cu trupul și sângele Său, prin experiența asta noi punem în evidență anumite adevăruri care sunt în Scriptură și care devin evidente astăzi. Domnul Iisus a dat bisericii sale porunca să țină două sacramente, botezul în apă, care se face odată în viață, și cina Domnului, care se face periodic. Cina Domnului ne amintește că plata pentru păcat a fost deja plătită de Mântuitorul Iisus Hristos. Acesta a fost obiectivul principal când El, în calitate de Mântuitor, a venit pe pământ, să plătească plata păcatelor făcute de noi. E bine, lucrul acesta s-a realizat. De la Geneza la Apocalipsa, Dumnezeu a vrut să cheme poporul Său în închinare și în unele sărbători să mănânce și să bea. Sigur, înțelegem prin bea ce trebuie să înțelegem într-o biserică când vorbim despre Biblie și despre Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că în Eden Dumnezeu s-a îngrijit și a spus lui Adam, tu poți să mănânci din tot, dar nu chiar din tot. Și a pus o restricție. Când poporul aducea zeciuiala, dacă vă aduceți aminte de Deuteronom 14, Dumnezeu îi chema să mănânce împreună. A mânca nu este doar a-ți umple stomacul. Dumneavoastră știți că atunci când te întâlnești cu cineva, întâlnirea cu cineva apropiat, mai ales cu cineva din familie, întâlnirea capătă profunzime dacă și mănânci. Mâncarea este ceva destul de greu de înțeles pentru mine. Nu mă refer doar la a mânca, ci mă refer la ce se întâmplă când mănânci cu cineva. De pildă, cu un dușman nu poți să mănânci. Cu cineva pe care nu-l agrezi, nu poți să mănânci. De ce? Pentru că mâncarea creează o legătură a sufletului. Mâncarea are o anumită intimitate la nivel emoțional, sufletesc. Tocmai de aceea noi invităm pe prietenii noștri la masă. Ce, nu ne putem întâlni și fără să mâncăm? De ce trebuie să mâncăm împreună? N-avem case și n-avem frigidere și mese și cuțite și tacâmuri? Ba da, dar mâncarea apropie inimile oamenilor. Dumnezeu a știut mai bine decât noi treaba asta. De aceea, de la Geneza până la Apocalipsa, întâlnim foarte multe situații în care Dumnezeu îi cheamă pe oameni cu sens pedagogic ca să mănânce împreună. Sunt multe pasaje de genul acesta în Scriptură. Moise, Abihu și cei 70 de bătrâni au mâncat și au băut în prezența Domnului. Dumnezeu îi cheamă și îi pune să mănânce în prezența Lui. Aproape că nu-ți vine să înțelegi treaba asta. Cina Domnului
va fi luată în prezența Domnului după răpirea bisericii. În Matei capitolul 26, versetul 29, scrie lucrul acesta. Pricina Domnului credincioșii, așa cum spuneam în introducere, proclamă câteva adevăruri știute de cei mai mulți dintre noi, sau poate de toți, adevăruri pe care le evocăm mereu și mereu și mereu. Pavel spunea mie, nu-mi e greu să vă aduc aminte de aceste lucruri, dar pentru voi este necesar. De ce? Pentru că repetiția este mama învățăturii. Noi nu uităm ce repetăm. Ba chiar avem o funcție în cap, un administrator, care are rolul în cele trei etaje ale minții noastre, conștient, subconștient și inconștient, să așeze lucrurile care sunt în mintea noastră, iar în mintea noastră sunt toate lucrurile care le-am văzut vreodată. Chiar dacă acum noi nu le mai ținem minte, ele sunt în inconștient, ele sunt dovezi ale preocupărilor noastre trecute. Ei bine, rolul acestui administrator, printre altele, asta este o funcție cognitivă, rolul acestui administrator, printre altele, este să vadă care sunt informațiile de ani de zile nefolosite deloc și atunci el înțelege că ele nu mai fac parte din preocuparea noastră. Le ia și le duce într-o cameră mai jos, în subconștient. În camera aia noi nu vedem, noi vedem doar în camera conștientă, în camera subconștientă e întuneric, noi nu vedem acolo, numai administratorul vede. Dacă și acolo rămân pentru mai mulți ani și nu le mai atingem deloc, atunci el le coboară în inconștient, în cea mai de jos cameră, un fel de basement, și acolo este întuneric besnă. Noi nu le vedem, noi avem impresia că le-am uitat, dar nu le-am uitat, sunt acolo. Ce am vrut să spun este tocmai acest lucru. Repetarea lucrurilor le ține în zona conștientă și suntem foarte la zi cu lucrurile pe care le repetăm, că ele sunt proaspete în memoria noastră. Împrospătarea le păstrează în zona conștientă. Absența împrospătării le împinge în zonele de dedesubt. Primul adevăr pe care îl găsim în Scriptură în legătură cu proclamarea cinei Domnului, sau atunci când vorbim despre cina Domnului, este adevărul morții Domnului Iisus. Noi n-am fi avut cina Domnului dacă Domnul Iisus nu murea. Noi nu am fi fost mântuiți dacă El nu murea. Noi nu am fost aici, nu am fi fost aici dacă El nu murea. Noi nu am fi avut siguranța mântuirii dacă El nu murea. Noi nu ne-am fi rugat dacă El nu murea. Noi nu ne-am fi botezat în apă dacă El nu murea. Și nu ne-am fi împărtășit niciodată. El a murit și a generat un stil de viață, a adunat un popor, l-a înduplecat pe Dumnezeu să ierte pe oamenii care cred în moartea Lui. Iar moartea Lui a devenit o cheie cu care intri în cer. La cina Domnului, noi ridicăm acest adevăr. Noi îl punem în evidență, noi ne amintim de El, pentru că toată pacea și liniștea noastră stă pe acest suport al morții Lui Hristos, care l-a satisfăcut pe Dumnezeu în supărarea, în mânia Lui, provocată de păcatul nostru. Când participăm la masa Domnului, simbolizăm moartea lui Iisus Hristos. Asta facem când frângem pâinea. Simbolizăm moartea lui Hristos. Asta facem când bem rodul viței. Simbolizăm moartea lui Hristos. Noi creăm o imagine cu cina Domnului, la ceea ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă. Nu e un corp uman, e doar o turtă, o azimă, dar o rupem. Așa s-a rupt Hristos. Așa cum curge rodul viței în pahar, așa i s-a scurs tot sângele din el, până când a murit și a dat Duhul. Dar moartea aceea a fost a cuiva care era în cer veșnic, dar a intrat în experiență umană, a intrat în trup uman, s-a încarnat, s-a întrupat, pentru ca să poată muri, pentru că el nu putea muri decât numai dacă devenea om. Și atunci a devenit om ca să poată muri. El trebuia să moară, pentru că plata pentru ce am făcut noi era moartea. Și atunci, ca să poată muri, a trebuit să devină om. A devenit om și a murit. Ori de câte ori vom lua cina Domnului, trebuie să ne ducem cu gândul acolo. Altfel, e o manieră absolut superficială să ne împărtășim. Împărtășire nu înseamnă actul fizic că băgăm ceva în gură. Împărtășire înseamnă ce se întâmplă în mintea noastră, pomenindu-L în mod activ, conștient, profund, și ce se întâmplă în sentimentele noastre, răvășite de atâta iubire.
atinse de atâta bunătate, de atâta milă, de atâta grijă. 8 miliarde de oameni n-au niciun interes pentru mine, însă El are tot interesul pentru mine. Păi și fără minte, dacă aș fi, tot aș fi recunoscător. Câinele n-are minte și este recunoscător. Când te vede, se ridică, îți linge pantofii, se bucură, îți stă în picioare. De ce? Pentru că El te vede în fiecare zi că îl hrănești și se instalează automatismul recunoștinței. El n-are minte, are instincte și un instinct îi e suficient ca să devină credincios, făcându-l unul dintre cele mai credincioase animale. Iar noi avem multă minte, avem așa de multă minte și uneori o lăsăm deoparte și ne raportăm la Dumnezeu cu superficialitate. Moartea lui Hristos, trebuie să mă introduc astăzi într-o atmosferă în care eu din nou mi-aduc aminte că El a trebuit să sufere pentru ca să mă salveze pe mine din prostiile pe care le-am făcut, din toată urâciunea în care eu am trăit. Este esențial să se întâmple asta, altfel nu-i cina Domnului, e un ritual religios care nu folosește nimănui la nimic. Noi n-avem nevoie să mâncăm un dumicat de pâine. Nu v-ați gândit niciodată la ce folosește? E trupul Domnului frânt, oameni buni. La asta se referă. Un întreg făcut praf. O viață frântă. Pentru ca alte vieți să înflorească. Când înțelegi asta și când primești pâinea, bucățica aia, să o bagi în gură, să o înghiți și îți iei clipele alea, să te gândești la ce s-a întâmplat pe cruce. Oricât ai fi de împietrit, sentimentele reacționează la milă, la iubire, la bunătate, la clemență, la favoare. Dar noi, copiii Domnului, care înțelegem prin ce a trecut Mântuitorul, când frângem pâinea, când umplem paharul, se formează imaginea morții sale. Moartea sa a fost nedreaptă. N-a existat niciun argument pentru decizia omorârii sale. Moartea sa a fost violentă. Pur și simplu cu ură și dispreț și indiferență l-au bătut pe Domnul și l-au rănit. S-au comportat cu el ca niște oameni fără minte. Pentru că la vremea aceea oamenii erau uciși așa de ușor, iar cei care îi ucideau pur și simplu se distrau. Pur și simplu se distrau. Exact cum s-a întâmplat de ună zi. Știți dumneavoastră când și unde și ce. De asemenea, moartea lui a fost justificatoare. El m-a justificat pe mine prin moartea sa. Și a fost expresia manifestării mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu stătea să cadă peste mine. Iar Hristos a venit și s-a așezat în locul meu. M-a împins. E ca și cum o piatră stă să cadă de pe un acoperiș sau alt obiect stă să cadă și copilul meu e dedesubt și eu mă grăbesc și îl împing ca să nu cadă pe el. Dar Hristos nu doar că m-a împins, s-a așezat el în locul în care a căzut obiectul și a fost strivit și a murit. De-aia vă spuneam la începutul slujbei, hai să fim, îngăduiți-mi să fiu așa cu dumneavoastră ca și cum n-am fi la biserică. Oameni buni, când cineva îți face atâta bine, să nu te deranjezi de câteva ori în 2 ore când stai în biserică și se spune ceva despre numele Lui, să spui amin, să fie nevoie predicatorii să spună: fraților, vreau un amin de la dumneavoastră, iar dumneavoastră să spuneți între dumneavoastră, mă enervează ăsta cu aminurile Lui. Păi da, oamenii văd, predicatorii văd că nu se mai spune amin și încearcă să vă ajute, va, care a fost iertat cu atâta jertfă și sacrificiu, să nu spună un cuvânt care e o confirmare a afirmației făcute mai devreme. Adică cineva spune într-o cântare, într-o rugăciune, într-o predică, în orice, spune ceva de genul: Dumnezeu să fie lăudat. Eu când spun amin, spun așa: de acord cu tine, să fie lăudat. Confirm ce ai spus tu, Dumnezeu să fie lăudat. Dar cum să nu spun asta când eu sunt ce sunt astăzi datorită Lui? Cum pot să stau indiferent? Vai de mine să stau indiferent. Ar fi prea de tot.
Apoi, un alt adevăr care devine evident la cina Domnului este că în timp ce participăm la cina Domnului, noi devenim beneficiari, nu participanți. Din participanți ne transformăm în beneficiari și beneficiem. Iau beneficiile morții lui Iisus Hristos la fiecare cină a Domnului. Pentru că eu n-aș avea îndrăzneala să iau bucățica aceea de pâine datorită semnificației pe care o are, dacă n-aș fi conștient că toate scăpările, greșelile mele, făcute cu gura, cu gândul, cu inima, omitere sau comitere, ele nu mai sunt în dimineața asta, pentru că am devenit beneficiarul morții sale. Nu pentru cina din decembrie, ci pentru cina din ianuarie și pentru cina din februarie de data asta. Am devenit beneficiarul morții sale și beneficiarul morții sale înseamnă iertat de moartea înlocuitoare a lui Iisus Hristos. Eu mă duc, iau bucățica aceea și o bag în gură, pentru că știu că Dumnezeu nu mă judecă și nu mă condamnă datorită la ceea ce a făcut Hristos. Eu în dimineața asta sunt beneficiarul morții lui Hristos prin participarea mea. Participantul devine beneficiar. Cele mai mari beneficii sunt justificarea. În pasajul care l-a citit fratele Cornel la ora de rugăciune, există acolo un lucru care mi-a atras atenția și imediat o să-l găsesc, versetul 11. Poți să-l pui pe screen, Isaia 53, versetul 11, mulțumesc frumos, Isaia 53 cu versetul 11. Uitați-vă la jumătatea versetului. Eu spun în limba română, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Uitați-vă în limba engleză și găsiți acolo cuvântul justificare. În limba română, așa înseamnă. Hristos, prin moartea sa, va justifica pe mulți oameni. Îi va scăpa, le va lua apărarea, îi va scoate de sub închisoare, de sub osândă, de sub condamnare. Hristos îi va justifica. El ne-a justificat, ne-a scuzat, ne-a luat apărarea, ne-a rezolvat problema, ne-a scos. Asta a făcut El. Noi suntem beneficiari prin faptul că participăm. Noi în dimineața asta câștigăm. Vă imaginați, oamenii din lume ne întreabă că ei se gândesc la lucruri materiale, că atât au în cap. Ce câștigați, mă, că mergeți la biserică? Păi mă, omule, când tu vei muri, dacă eu aș putea să-ți vând o zi de viață, tu mi-ai dat 1 milion. E, Hristos îmi dă veșnicia. Și tu mă întrebi ce caut la biserică? Mă duc, mă, să-mi iau veșnicia. Mă duc să-mi iau dreptul de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Mă duc să mă așez sub justificarea Hristosului care a murit pentru mine. Mă duc să rezolv o problemă care nu ține doar de pământ, ci e problema mea veșnică. Nu vreau să mor. Nu vreau să mă duc în iad. E normal să nu vreau. Dar trebuie să găsesc o soluție legală ca să-mi rezolv această problemă. Că toți oamenii vor să meargă într-un loc unde nu mor, dar nu respectă soluția oferită de Dumnezeu. Ei o cred o religie. Pentru că așa s-a dat tonul social. Așa, astăzi suntem prezentați ca niște dezaxați, ca niște restricționari, ca niște oameni care urâm LGBT-ul. Nu urâm pe nimeni să facă ce vor cu trupurile lor. Noi vorbim despre ce spune Dumnezeu. Modul ăsta de relație intimă e păcătoasă. Nu că vreau eu, cine sunt eu? Eu spun ce zice Tatăl meu, Dumnezeul Bibliei. Dacă asta îi ofensează, îmi pare rău, nu asta vreau eu. Nu e doar justificatoare și este și îndreptățitoare. Ea mă îndreptățește pe mine, mă face drept. Hristos mă face drept în fața lui Dumnezeu. Eu drept în fața lui Dumnezeu. Îți vine să râzi. Eu drept în fața lui Dumnezeu. Păi credeți că eu nu știu ce am făcut? Cum să fiu eu drept în fața lui Dumnezeu? E, El mă face drept în fața lui Dumnezeu. Prin moartea Lui, El mă scoate și prin învierea Lui, El mă aduce înapoi, dar transfer asupra mea meritele sale, neprihănirea sa. Astăzi la cină,
Eu mă încurajez când mă gândesc că Iisus m-a îndreptățit. N-am nicio idee cum se întâmplă asta, dar cred că El m-a îndreptățit. Și încerc să mă comport în fața lui Dumnezeu ca un om iertat. Nu mai fug de El. Nu mai mi-e frică de El în sensul de pedeapsă, ci mi-e frică de El în sensul de respect, de teamă, de admirație. Un alt adevăr care devine evident la cină este adevărul hrănirii spirituale. Vă aduc aminte de Ioan capitolul 6. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Dar de ce? Dar cum? Păi uite cum. Eu îl voi învia în ziua de apoi. De ce? Pentru că trupul meu și sângele meu este adevărat o mâncare și o băutură. Noi astăzi ne așezăm sub autoritatea sângelui lui Hristos, iar trupul său frânt, adică pâinea, în simbol de data aceasta, dar simbolul ține loc la real. Și sângele său de data asta devine o hrană pentru mine, o mâncare și o băutură. Mă hrănește cu încurajare, mă hrănește cu ridicare, mă hrănește cu mângâiere, mă hrănește cu îndrăzneală, mă hrănește cu viziune, mă hrănește cu descoperirea voii lui Dumnezeu, cu înțelegerea acesteia. Dacă nu m-aș așeza, dacă nu m-aș hrăni cu asta, încet, încet m-aș detașa. Nu e așa că în copilărie, în tinerețe, nu în copilărie, probabil că ați iubit pe altcineva înainte să vă căsătoriți cu persoana cu care v-ați căsătorit. Nu toate persoanele se căsătoresc cu persoana de care se îndrăgostește prima oară. Poate că ai avut un fel de prietenie, ți s-a lipit inima de o fată, dar din anumite motive Domnul ți-a dat de înțeles că ar fi bine să te retragi și te-ai căsătorit cu altcineva. Ei bine, mai ai sentimente de iubire pentru persoana aceea? Nu. De ce? Pentru că în mintea dumitale ți-ai pus adevărul ăsta. Eu cu persoana asta nu mai am nicio legătură. Ea devine un muritor de pe planeta Pământ ca și mine. Dar n-avem o legătură emoțională. Sunt zeci de ani de atunci, zeci de ani care te-au separat cu totul. Nu mai simți nimic. Cum n-ai simțit nici înainte. Ei, orice lucru de care nu te mai atingi, începi să te detașezi emoțional. Te detașezi cu mintea, accepți, dar nu mai ești acolo. Ești rece, ești absent. Ești indiferent. Ești lasă-mă să te las. Trebuie să te conectezi. Relația presupune relație. Dacă n-ai avea nicio relație cu membrii familiei, ar mai fi aia familie? Ca la hotel. Doarme lângă dumneata în camera vecină un străin și în camera cealaltă un alt străin. Nu i-ai văzut în viața dumitale, dar dorm și ei că e hotel. Ce? Doar nu-i hotelul meu. Un alt adevăr este adevărul unirii credincioșilor. Vedeți, noi suntem așa de diferiți, suntem niște străini unii față de alții. Uneori ne și supărăm unii pe alții, că suntem oameni. N-ar fi bine să ne supărăm, dar real este că uneori ne supărăm unii pe alții. Însă, ascultați-mă, marea problemă nu e că ne supărăm unii pe alții. Marea problemă este că nu facem ce trebuie după ce ne-am supărat unii pe alții, adică nu ne împăcăm. Asta e problema. Hristos, când spune și când stai în picioare și te rogi să ierți, pentru că altfel nu te iert nici eu, El și-a asumat că noi când ne ridicăm în picioare vom avea în relațiile noastre persoane care ne-au supărat. El când vorbește de iertare și asumă că va fi nevoie de iertare. Nu putem evita conflictele, le putem minimaliza, le putem rări, dar nu le putem evita, pentru că așa e viața și imperfecțiunea umană. Suntem imperfecți și imperfecțiunea provoacă conflicte. Dar ce facem cu conflictele? Aici apare omul luminat de Dumnezeu. Ce facem cu conflictul? Să spun eu nu mai pot. Deci eu nu mai pot să iert, nu? Asta vreți să-mi spuneți. Dar eu sunt pocăit. Dar rugăciunea Tatăl nostru cum spune? Și Scriptura de câte ori spune? Vă aduceți aminte de numărul astronomic? Nici nu te poate supăra cineva într-o zi de atâtea ori. Dar de ce spune asta? E o metaforă ca să spună cât de disponibili ar trebui să fim în iertarea noastră. Disponibilitate în iertare fără limită. De ce? Pentru că aceeași disponibilitate a fost manifestată față de noi de Dumnezeu și noi la rândul nostru o împărțim cu alții. Conflictele nu-s bune, dar uneori ajungem în mijlocul lor, în familie,
în relație, în biserică, la lucru, pe stradă, cu rudele, cu familia extinsă, uneori ne supărăm unii pe alții, o vorbă neatentă, o atitudine, te miri ce? Se întâmplă. Ok, s-a întâmplat, a fost o neatenție, dar acum fii atent și rezolvă-ți problema. De ce? De ce să-mi rezolv problema? Pentru că atunci când ne împărtășim, uitați ce se întâmplă. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți devenim un trup. 1 Corinteni 10:17. E pasajul pe care îl citim de obicei la cina Domnului. 1 Corinteni 10:17. Noi devenim un trup. Exact cum pâinea este frântă în bucățele, dar dacă le pui la loc, din nou se face pâinea. Rămân semnele unde a fost frântă, dar puse una lângă alta, putem să o reconstituim. E adevărat că dacă o ridici, nu mai poți să o ridici, că e formată din bucățele. Așa noi suntem formați din bucățele. Uitați-vă cât de mulți suntem. Cu unii suntem prieteni, cu alții suntem doar frați și surori. Prietenia este o alegere personală. Frate și soră îmi sunt toți cei care cred ca și mine în Iisus Hristos. Frații, nu ni alegem. De aceea nu trebuie să vă supărați că sunt diferiți. Vă alegeți prietenii, 1, 2, 3 ca dumneavoastră. Ok, drum bun. Dar ce facem cu mulțimea asta și cu mulți alții care sunt frații noștri peste tot? Noi, când ne împărtășim, noi suntem una în Hristos. Una sau două? Sau nouă? Cina Domnului ne obligă. Cina Domnului creează responsabilitate. Cina Domnului ne depășește ambițiile și supărările și mâniile și te miri ce... Mai ales în familie, imaginați-vă ce trist este să stai cu cineva ani de zile care ți-e soț, soție, părinte sau copil și să nu-l poți ierta. Ascultați-mă, verbul trebuie înlocuit, ăsta cu pututul e o scuză ieftină, nu vrea să-l ierte. Pentru că iertarea este o alegere, iar alegerile se fac cu capul, cu mintea, cu creierul. A ierta nu este un sentiment, nu, nici dragostea nu e un sentiment. De aceea Hristos ne explică că trebuie să ne iertăm. Pentru că stă în puterea noastră să ne iertăm. Stă în puterea noastră să ne iubim. Pentru că e o alegere conștientă. Eu aleg să. Nu-mi vine, nu mă simt confortabil. Dar îl strâng de gât pe Adam și îl împing. Pentru că se uită Dumnezeu la mine. Și nu mai țin cont de ăsta. Că dacă aș ține cont de ăsta, vai de capul meu. Și acum nu mă refer la Hristos, mă refer la asta. Sunt alegeri pe care trebuie să le facem, oameni buni, și noi suntem un popor, noi suntem un popor unit. Hristos astăzi ne unește. Suntem ca bucățelele dintr-o pâine care sunt puse la loc. Trebuie neapărat să ne rezolvăm problemele cu oamenii aceștia. Cu soția, cu soțul, copiii, părinții, cu mătușa, cu soacra, cu renumita soacră. Iertați-mi îndrăzneala, da, exemplul ăsta, poate nu e potrivit, dar vreau numai să zic, să devin foarte real. Nu avem dreptul să avem dușmani și nu avem dreptul să avem o atitudine dușmănoasă. Nu, exclus! Dreptul ăsta l-am pierdut când ne-am pocăit. Noi suntem uniți în Hristos. Apoi, adevărul că Mesia își afirmă dragostea față de noi prin moartea sa. Nu există dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru altcineva, pentru prietenul lui. Hristos și-a dat viața pentru noi. Ei, această înlocuire îmi spune mie că El mă iubește. Cum poate mie să-mi treacă prin cap că Dumnezeu nu mă iubește? Mi s-a întâmplat un rău, mai e Dumnezeu cu mine? Dar tu ești copil? Cum să mai întreb dacă mai e Dumnezeu cu tine? Dar tu crezi că dacă Dumnezeu e cu tine, trebuie să nu ți se întâmple absolut nimic rău? Să nu trebuia să scoți nicio măsea, să nu te doară absolut nimic? Tu așa ți imagi, tu de-aia te-ai pocăit. Să plutești așa prin fericire? Ar fi bine, dar nu se poate. Viața pe pământ e plină de necazuri. Unii au cancer. Unii sunt implicați în accidente. Unii ajung să-și înmormânteze copilașul, deși nu-i normal. Normal este să părinții să se ducă, nu copilul. Dar sunt excepții. Se întâmplă. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne iubește. Garanția iubirii lui Dumnezeu nu trebuie privită într-un mod singular cu privire la o chestiune pe care o pierzi. Deși uneori sunt pierderi pe care noi, care n-am trecut pe acolo, nu le înțelegem și vorbim doar despre ele. Închei. Cine poate participa la cina Domnului? Numai persoanele care cred în Iisus Hristos. Pentru că nu poți fi parte din trupul lui Hristos dacă nu crezi în mod asumat și angajat în Iisus Hristos.
Numai persoanele care prin credința asta au fost născuți din nou și s-au botezat în apă. Numai persoanele care se autoexaminează, cum ziceam puțin mai devreme, mă gândesc ce am făcut în luna asta care mă descalifică și trebuie să-mi cer iertare, să-mi rezolv problema. Dacă e o problemă reală cu un om, trebuie să mă duc la omul acela înainte de a-mi cer iertare lui Dumnezeu. Asta e legea divină. Apoi, numai persoanele care deosebesc trupul Domnului se pot împărtăși. Asta spune Hristos în versetul 29 din 1 Corinteni, capitolul 10. Oamenii lui Dumnezeu, a venit timpul să intrăm în experiența aceasta a împărtășirii. Frați, surori, mai tineri, mai bătrâni, mai în vârstă, mai vechi în credință, mai noi în credință, toți avem acces egal. Vedeți, nu sunt farfurii pentru bărbați și pentru femei, pentru oameni în vârstă și pentru oameni tineri, pentru păstori și pentru noi membri. Nu, e aceeași farfurie. Observați cum diferențele s-au dus. Aici nu mai are nicio importanță diferențele financiare, intelectuale, de sănătate, sportive. Nu, nu, nu. În fața lui Dumnezeu de data asta suntem absolut la fel. De aceea vă încurajez, haideți să stăm în picioare înaintea Domnului și să avem această garanție a iubirii lui Dumnezeu. Moartea lui e deja cu 2000 de ani în urmă. Semnul că ne iubește, că ține la noi, este faptul că a murit pentru noi cu 2000 de ani în urmă. În speranța și în credința aceasta ne vom întinde mâna cu liniște, cu bucurie și cu deplină siguranță că suntem în voia lui Dumnezeu, nu prin păcatele pe care le-am făcut, ci prin credința care ne-a iertat păcatele care le-am făcut. Haideți să cântăm o cântare și o să mergem în fața dumneavoastră să frângem pâinea și să împărțim fraților și surorilor în Hristos elementele care simbolizează moartea Mântuitorului. Să intrăm în rugăciune, să căutăm pe Domnul mintea noastră, să ne bucurăm de încă o cină. Cineva a murit azi noapte, astăzi nu se mai împărtășește. Noi avem har, mila Domnului este peste noi, peste casele noastre. Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a dat o nouă șansă, ne-a binecuvântat. Să ne bucurăm de toate aceste lucruri și ca niște biruitori în numele Lui să ne împărtășim și în această frumoasă duminică. Amin.